Unde sunteți, în Chișinău sau în Bălți? În Bălți. Spuneți-ne ce se întâmplă acolo și ce părere aveți despre primele rezultate care vin de la Bălți. Nu, ce părere avem? Avem o părere că cetățenii au votat și în municipiul Bălți și în toată țara, dar rezultatul primului tur în Bălți ar spune că este legat direct de așa numită luptă cu corupția la noi în țară, da? Când vrei să distrugi cancerul, folosești chimioterapie. Dar ei au încercat cu farfecele să trateze, guvernarea cu farfecele au încercat să trateze cancerul. Sub denumirea Șor, înțelegeți, care astăzi, după ce s-au dat bani săptămâna trecută, și ca să știți, noi suntem unicul partid politic, da, care nu doar a scris o sesizare, dar activiștii de la partidul nostru au documentat cum se împărțau câte 300 de dolari la oameni și este unicul dosar penal cu probe, unii au recunoscut deja și cei care împărțeau de la Șor și cei care l-au transmită mai departe. Înțelegeți, 640 de mii de dolari, oricum s-au făcut lucru. Nu contează. Pentru dânșii Arina, Tractorina, Magdalena, mă credeți că dacă Șor spune, băi, trebuie de votat Margaret Thatcher, Oriliana Ceușescu, îi votau. Adică... Am înțeles. Domnul Cernăuțeanu, șeful IGP, ne spunea astăzi în cadrul ediției speciale despre faptul că au fost documentate astăzi mai multe cazuri de corupere a alegătorilor. Domnul Ștefan Grigor spunea că era vorba de 300 de euro pentru un vot. Cunoașteți asemenea cazuri? Deci, acel domn care dumneavoastră îl numiți domn, pentru mine el e mai mult domnișoară ca și candidatul lui la Bălți. Înțelegeți? Asta e prima. Doi. Candidat care a fost la dumneavoastră în partid. Da? Candidat care a fost la dumneavoastră în partid. M-ați întrebat, a răspuns. Haideți, dacă vreți, discutăm, ok. Dacă vorbim despre puii care îți crește la laboratorul TV8 de Albi Gligor și restul părților Batamate, apoi discutați cu dânși. Dacă vreți ceva să mă întrebați pe mine, spuneți. Da, vă întrebam despre coruperea alegătorilor. Vă spun încă o dată. Noi astăzi n-am avut... Noi am probat și v-am spus că este un dosar penal în Bălți, unde după ce noi am documentat o persoană, o doamnă din 43, care a fost și rapidă și pe urmă adusă înapoi, toate persoanele care noi le-am documentat cu activiștii de la partidul nostru, au dat declarații, adică și este dosar penal. Dar, încă o dată vă spun, 640 de mii de dolari s-au dat săptămâna trecută, noaptea joi spre vineri, în timp de noapte, când noi alertam, nou ni s-au spus că nu există materiale, nu există informații, am luat cu activiștii, cu colegii de la partid, i-am pus pe lângă sediile lui Șor și am documentat persoanele, încă o dată, probe video și încă o dată, toate persoanele, brigadirii lui Șor și așa mai departe, și-au recunoscut vina și participarea în această corupere. Am înțeles. Datele preliminare de la CEC pe Bălți arată un scor foarte apropiat între candidatul independent, dar care este de fapt al lui Șor, doamna Corșicova și domnul Petcov, candidatul partidului nostru. Dar nu este independent, doamnă Rață. Am spus independent, care de fapt este al lui Șor. Că Șor merge cu patru candidați și cu un partid de rezervă. Vă spun ce s-a întâmplat în Bălți. În Bălți astăzi a fost vot antiguvernare și ține de rezultatul prima, că pe dânșii i-a victimizat la maximum și când le scoți două partide, da un candidat și un partid Lileș, ați văzut și dumneavoastră astăzi rezultatul. Și doi, banii care au fost dat săptămâna trecută la dânșă, nu este nici o diferență. Banii s-au dat pentru Șapa, dar pe urmă Șapa s-a înlocuit cu doamna Cutare. Înțelegeți? Bun. Eu revin la întrebarea mea. Deci, datele preliminare arată că ar urma să aibă loc turul 2, în care o să intre această doamnă și candidatul partidului nostru. Da, așa. Întrebarea mea este, dumneavoastră veți merge în turul 2 sau... linia dumneavoastră de acțiune mai departe va ține să cereți anularea acestor alegeri din cauza încălcărilor care s-au admis despre suma asta care ați vorbit dumneavoastră. Doamnă Răț, aici deja eu cred că se vor expune autoritățile, noi azi venim cu o poziție. Pur și simplu,
la moment este informația prea, adică este prea devreme să o discutăm. Adică astăzi, da, noi vedem că suntem în turul 2, dar vă spun încă o dată, ei mai bine ne-au lăsat pe șapă, așa e măcar, mărânțic, frumușic. Și ne-au dus pe начальник ОМОНа ăsta de 2 metri, ca asta vă-l bate și pe Gligura vostru și pe Marian Lupă la pachet, înțelegeți? Adică pe mine mă deranjează încă o dată, că incompetența guvernării a dus la faptul că în Bălți, Orhei și în unele localități au funcționat candidații de rezervă. Ați văzut jurnalista în Orhei cu 67%? Da, am discutat. A fost același lucru, adică noi în Bălți pot să vă spun că încă am ținut-o. Dar și care stau pe la dumneavoastră în studio și spun că partidul nostru a fost ca spoiler. Azi pișor să-l tochim în Bălți și în țară putem doar noi, nu vă supărați. Dar și care au câte 4-5-6% și o fac pe mari luptători, mai ales în studiourile televizate. Chiar îmi pare rău, doamnă Rață. Da, domnul Usate, vreau să vă întreb și despre ce credeți despre alegerile din Chișinău. Vom avea turul 2 sau nu vom avea? Eu cred că turul 2 în Chișinău nu o să fie, deoarece, o secundă, deoarece s-a bătut prea tare în Ceban, dar Ceban a pus mai mult pavaj în mandatul lui în Chișinău decât toți candidați în viața lor au văzut vreodată, înțelegeți, concurența electorală. Acolo cam e clară situația. Plus, pe Ceban prea mult s-a bătut într-însuși și ultima săptămână și iarăși a lucrat o leac de victimizare. Plus, Ceban i-a atras pe dânși în zona de confort. Ei nu criticau pe Ceban pentru ilegalități în primărie. Dar Ceban i-a atras pe dânși pe câmpul luptei politice și ei luptau unul cu altul, cu cereri la cec, cu Domnul Sate, cine are mai vedeți că s-a întâmplat ceva cu camera, nu vă vedem deloc, avem ecranul negru de la dumneavoastră. Poate reparați problema tehnică. A, da, o secundă. Da, gata, da. Am reparat. Da, 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 da. Mulțumim. Continuăm să discutăm. Și pe Republică? Pe Republică ce? Noi am mers doar cu 60 de candidați în toată țara. Pentru mine important, chiar că colegii îmi spun, Droche, primul tur câștigat, orașul Glodeni câștigat din primul tur, ca să câștigăm orașul Cantimir din primul tur, nu a ajuns 30 ori 40 de voturi, în raionul Făleș-Sate, câștigate din primul tur. Adică noi mergem în locale deoarece ele au loc, doamnă Rață. Pentru noi este important să continuăm cu resetarea partidului nostru și ne pregătim de alegerile parlamentare anticipate. Că deoarece dacă îi mai lăsăm pe ăștia să lupte ușor, ușor de la 5% au crescut azi. Am zis în sondajele naționale, după această victimizare, da? Când i-au lăsat două orașe, Orhei și Bălți, uniși și arăte capacitățile de corupție, i-au arătat, doamnă Rață. I-au arătat. Acum problema e alta. Că am văzut declarațiile mai multor politicieni deja, dacă se exclude, spre exemplu, candidatul ușor la Bălți, dumneavoastră știți ce se întâmplă în Bălți? Ce? Trebuie să aibă loc alegeri cu un singur candidat, că nu mai vine ăla din urmă, de pe locul 3, cum era înainte. După modificările acum în codul electoral, astăzi turul 2 se face cu un singur candidat, în cazul excluderii la 1. Adică cu domnul Petkov? Adică cu domnul Petkov, da. Și noi trebuie să vedem, să analizăm. Adică pe noi nu ne aranjează victorii prin orice metode, ca pe alții. Asta. Că alții participează. Știți cum? Pentru domnul Petkov ați văzut că e un rezultat foarte bun pentru persoane care prima dată participă în alegerile locale, da? Da. Domnul Golea vrea să vă adreseze o întrebare. Asta în cazul în care va fi turul 2 cu un candidat. Dar dacă se anulează alegerile, pentru că mai mulți vor depune contestații și dumneavoastră la fel, nu? Domnul Golea, eu spuneam acest lucru. Azi, normal, dacă vorbim, trebuie, dacă îi scotiu pe toți candidații ușor, da? Alegerile cumva puteau să le numim legale, da? Adică care au avut. Astăzi pentru noi nu e o problemă să facem în Bălți alegeri repetate, numai fără saci cu bani și restul și s-au făcut aici. Dar asta nu depinde de noi, de concurență. Asta depinde de acțiunile guvernării.
Spuneți, vă rog, dacă i s-a pornit cu revoiensovietul să-l scoată pșor, apcoșești decizie revoiensovieta, liniuț, CSE, SIS-ul, când a spus că e grupare criminală șor și i-a exclut șansa. La noi grupare criminală și are doar un partid, o structură, sau poate fi și persoane fizice, membru grupării criminale șor. Corect, domnul Golea, mai ales că persoana din Bălți e și în raportul CROL 1 și CROL 2 și sancțiunile canadiene, înțelegeți? Și pentru mine a fost foarte suspect, deși eu lăsat pe dânsă. Astăzi, dacă în Bălți fac fără șor alegeri repetate, pentru noi nu e nicio problemă. Adică noi nu mizăm nici într-un caz pe faptul Cofia ca să rămâi Petcov, știți cum? Singur și automat câștigi. Ei, hai, noi nu suntem părți matematică alții. И в честном бою, știți cum, хочется побороться. Pur și simplu, dumneavoastră ați văzut rezultatul. Cum se redirecționează omul care a luat bani, pe dânsul nu îl interesează familia concurentului electoral. Și schema care a fost utilizată în Găgăuzia e doar pentru Bălți și Orhie, cum a fost perfecționată puțin. Cu 1640 de oameni. Domnul Golea, eu nu trebuie să infiltrez oameni în partidul ușor ca să aflu când se împărțesc banii, cum lucrează setca, cum la dânșă lucrează sotile, cum ei se organizează unele provocări. Deci eu doar am publicat inclusiv persoane care stau la dumneavoastră prin studio în poză, da? Așa numiți analiști politici, oameni care fac sondaje, unii ședeau și pe tablou Lușor îi făcea un instructaj. Spuneți-mi, vă rog, în Bălți din luna august, practic zilnic se face instructaj la așa numiți agitatori, câte 40 de persoane pe zi. Deci, SIS-ul lucrul ăsta nu l-a știut din august, da? Ei nu știut că este și Șapa, și Arina, și partidul ăsta lor, care nici nu știu denumirea, înțelegeți? Dar care au luat azi voturi. Adică, я считаю, что это прокол молдавских спецслужб, господин Голев. Вот, товарищи, куда-то вас помню, единственное уголовное дело в Бельцах, а это дуар чейсян документат ной, он трансмисс политии, плюс ам идентификат персонали, который упартичпат ла метуире, шиштил куда декларации ау реконускут вина, шащи, который дадевшим парцел. Но мать сейчас это требуя суфащи мной, дом Голев, ка партид. На фары де Орхей. Da. Unde Șor ar putea să mai ia rezultate atât de bune? Eu știu că mai e eu cineva de rezervă ascuns la Vulcănești. Uh-huh. Eu n-am studiat toată țara, încudat, domnule. Pe mine era important să nu le dăm voie în Bălți, plus să apăr colegii noștri din Făleș, Drochia, Glodeni, Râșcani, adică unii avem noi primari care au deja... Da. De la 8 până la 12 ani de activitate. Da, avem deja 42 din 60 de procese verbale procesate în Bălți, adică mai mult de jumătate, și rezultatele arată în felul următor. Arina Corșicova 22,59% și Alexandru Petcov 22,30%. Da, diferența este de vreo 67 de voturi între cei doi candidați la acest moment. Da, corect. E diferență foarte mică. Dar nu e asta important încă o dată. Doamne Rață, o singură întrebare. Deși n-au fost prin decizia CSE, asta nu e întrebarea către dumneavoastră. E întrebarea către și care chipurile au făcut spețoperația. Știți cum? Cu lichidarea grupării Șor. Deși eu lăsat oameni pe țară care era evident că dacă era unul ascuns, toți concurenții electorali, în Bălți cum nu toți, majoritatea, a vorbit despre candidații Lușor. Spuneți, iată, este în Bălți, Nord News, OSPT, ți-o scris despre candidații Lușor din prima zi din înregistrare, doamnă Rață. E o bună întrebare pe care, într-adevăr, trebuie să o adresăm în primul rând guvernului, da, care a luat decizia prin Comisia Situației Excepționale. Adică când l-a informat pe președintele Comisiei, domnul Recean, da? Uh-huh. Adică, cum, despre ăștia nu i-a informat? Nu știu. Arată urât și sună ridicol. Știți domnul cum? Sată, eu am o întrebare la dumneavoastră. Da. Dar dumneavoastră nu admiteți că CSE-ul a procedat conștient de această manieră pentru a scoate în evidență amplituda acestei operațiuni
împotriva Republicii Moldova? Încă o dată. Dumneavoastră spuneți că CSE-ul ar fi trebuit să-i scoate pe toți cei care credeți dumneavoastră că sunt din partea lui Șor. Întrebarea... Eu, domnul Боцан, problema încă o dată. С крысами нельзя заниматься грызнёй. Анзалези, соколы требуют кудустушку дихлофос. Адика... Да, сыскоц, жимати, шор, шелскоц. Адика хирургу конфащеву на ворт обскватить тэдди нутру. Ну, ласы жиматати. Да, да, думнеасы, ну, адмитиц, ка аста са факут интенционат пентру апунин евиденца интрег механизму. Они какие ее лоса для тест-драйва, кум сардыщи, научные эксперименты? Я вам требую, ну, путец адмити аша чего. Ну, дому пацан, штец кум, я вам вазут май мульти акциунь, каря у фост, са испун аша, зворбеск, литерар, ништи акциунь действия, каря у демонстрат инкомпетенца, анцележец. Ши де аста, я не кредо наша операционь компликати, пентру афаси операционь компликати, треса ощини слю организет. Анзелезет? Да колу ку организаря операционь, лор ю воиспуника и слабу зетет. Баспун инко даты. Деши аста зым бэлц, ё мерзям шку омвинзям диферит структурь, к мими инженерал ми суспус дом пацан, бэй усатый, сурсили теле лашор кредка ну сон буни канастри спунька бань ну сон порцет. Шо я ше детари мама нерва дом боцан, като зам пост наружка дупа аиш маранцей. Ян филмат, ам презентат видео ла органи, сускос видео пшинк водаты. Туати персуани, кудор унику видео к 300 долар ди персуану фос публикат ди мини лунь. Домнуле Усатый, ва мулцумим мулт пентру интервенție. Ва аштепт ла Кутия Неагră. Эй, пада, прось, ласы, кемасы, пещек, ащек, ты скарембла перманент ла думневастры, но я майму виду упрочения, жека нормал. Ты не цепи. Я сапар лавой вода тына. Ва есть и фрика де прежудекать, домнуле Усатый. Я зик са венит, но я витем пи точ, пи чей ку 2%, ку чей ку 40%, ку шай 10%. Аборты комментатори сбуни, аколо цинецы к сбуни. Анзалезец? Бун. Мы лес рачал мари инфлат ку комбикорм кематься в Магесе. О, ну, 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 фрумос, атаку ла персона, ну, арата бензо. Ну, я так, дуамна рад. Мешти копки крескут сан студиорли думневастр, если ши спун, ла оцар интряга. Кусатый ка спойлеру лушор ла бэлт. Да. Апио кум сну лидзык дебиль ша дук справки ла бэлт. Ну, 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 мулцумес форте мулт, хайдет са ло. Ну, и треба са лом публикстати, ва мулцумес пентру интервенци. Дак май ворбим о лякал у амамент. Ищи ну интерьер упец пидын ша кыны ворбес кооперации. Господин Коля, вы хоть объясните тому с юридическим образованием, что спойлер это тот, у кого очень мало процентов, и который имитирует. Придете, будем говорить в студии. Ваш тептема студио, лом публикстати. Да, это вы заберете этого потерпевшего.